Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Fundația Umanitară Nord 2001 și Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou susțin și anul acesta campania Sânge pentru Viață. Prima acțiune a avut loc astăzi la Centrul de Transfuzie Sanguină din Suceava. Astăzi, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și preoții consilieri de la Centrul Eparhial au mers la Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava pentru a dona sânge. Ziua a început cu slujba de binecuvântare a unității sanitare. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat importanța acestui proiect de solidaritate și iubire creștină. Și actul de donare de sânge este un gest prin care nu dai o bucată de pâine unui om, nu dai o casă unui om, nu dai o sumă de bani unei persoane aflate în nevoință. Dar ce-i dai? Îi dai viață. Și viața vine de la Dumnezeu. Și când tu dai din ceea ce ai în lăuntrul tău, în venele tale, pentru ca cel care are nevoie în venele și în lăuntrul lui nevoie, atunci tu devii colaborator cu Dumnezeu. Și Dumnezeu se bucură. Și Dumnezeu binecuvintează. Și Dumnezeu se milostivește. Și Dumnezeu are grijă. Și Dumnezeu răsplătește. Între activitățile propuse de acest parteneriat se numără acțiuni de informare periodice în rândul credincioșilor cu privire la nevoia de sânge pentru transfuzii și beneficiile acestora și atragerea unui număr cât mai mare de donatori. De asemenea, îndemnul de a dona plasmă convalescentă COVID-19 pentru salvarea persoanelor în stare critică este unul dintre proiectele majore ale acestui act filantropic. Campania a pornit astăzi, s-a oficializat astăzi, dar este o campanie mai veche. Colaborăm cu Fundația Umanitară Nord 2001 și de anul trecut. Astăzi a devenit oficială și, începând de astăzi, vom face o campanie de conștientizare a preoților, ca la rândul lor să conștientizeze pe enoriașii lor cât de important este să doneze sânge și că pot salva până la 3 vieți cu o singură donare de sânge. La eveniment au participat și directorul Spitalului Județean Suceava, precum și reprezentanții ai Fundației Umanitare Nord 2001. Cred că fiecare dintre noi, la un moment dat, poate să fie în ingrata situație de a avea nevoie de acest sânge. Și atunci, gândiți-vă că este un gest minor pentru noi, dar poate fi un gest care să salveze o viață, care să aducă zâmbete, să aducă sănătate, fericire în rândurile semenilor noștri. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem acest gest. Cei care ne încadrăm în rigorile acestei donări, dar cred că este un lucru de normalitate. Cred că dacă înțelegem aceste lucruri, vom reuși să avem o lume mai bună. România este pe un loc nu fruntaș în ceea ce privește donarea de sânge voluntară. De aceea mulțumesc din suflet tuturor celor care s-au alăturat acestei inițiative a Fundației Umanitare Nord 2001 și dumneavoastră că ați răspuns invitației noastre la demararea acestei acțiuni umanitare, acțiune care a izvorât din inimă pentru inimi. A izvorât din necesitatea de a ajuta pe semenii noștri care se află în suferință pe paturile spitalului. Scopul acestei campanii este creșterea numărului de donatori. Trebuie să conștientizăm populația județului Suceava că, deși pandemia cu infecția cu coronavirus continuă, nu există doar COVID, că celelalte patologii continuă, din păcate, accidentele rutiere, intervențiile chirurgicale sunt în continuare prezente și atunci nevoia de sânge este permanentă și, din păcate, este în creștere. Centrul de Transfuzie Sanguină Suceava este situat pe Bulevardul 1 Mai, numărul 11, programul de recoltare fiind de luni până vineri, în intervalul orar 8:13:30.